Eu sunt exponentul imposibilului posibil. Nu știu dacă și el poate. Eu de mâine nu mai dau grăunțe la gâște. Eu mă duc în treaba mea. Nu, adică auzeam acolo cu cineva în platou că a vorbit de piedone, se vorbește piedone, să lipească de piedone. Poate să lipească ca cocoșatul de gardă, de mine n-are cum să se lipească sau de credibilitatea mea în teritoriu. Plus că vă spun astăzi din premieră, dacă o să anunț clar că o să fie predicat diseară la domnul Răzvan Dumitrescu. O să le dă. Eu nu mă vedeți pe mine în platou pe la dumneavoastră întrebându-l dacă și-a schimbat mănușile sau și-a pus masca să intre în operație sau și-a luat gipsul la el. Trebuie să mă întrebe dacă mi-am spălat ciorapii sau eu știu ce să-mi spună el coborând, că eu nu pot să am inteligența domniei sale sau a premierului care l-a recomandat. Eu sunt gică de la gaze. Stați puțin să-l întreb pe domnul Romașcanu, domnule Piedone. Deci ținta în această campanie a candidatului dumneavoastră, domnule Romașcanu, va fi Piedone sau actualul primar general Nicu Șordan? Nu, ținta este să câștigăm primăria. Acum, domnul Piedone, cu tot respectul, ieri a avut o declarație sau altă, în care spunea ceva de niște laxative ca să nu iasă vreun candidat. Deci discursul ar trebui să fie ridicat în primul rând de domnul Piedone. În al doilea rând, noi normal că ai adversari politici în această cursă, dar vom merge pe o campanie pozitivă cu proiectul pentru București, cu oameni care să lucreze pe fiecare zonă sensibilă a Bucureștilor și oamenii să voteze acest proiect. De ce se teme medicul Cârstoiu? De Piedone sau de Nicu Șordan? Nu e vorba de temut aici. Am văzut atacurile astăzi mai accentuate la Piedone. Prima conferință a medicului candidat. Sigur, în acest moment adversarii vor avea și, cum să spun eu, cuvinte unul la adresa celuilalt. Dar n-am văzut atacuri la Nicu Șordan, de exemplu. Au fost și la Nicu Șordan și la Nicu Șordan nici nu trebuie să ataci prea mult, că se atacă singur prin tot ce face. Lucrurile sunt foarte simple. Mergem pare pe că proiecte, vă temeți de Piedone. Dar nu e o teamă. Așa. Este vorba de a încerca să câștigi capitala pe proiectul tău pentru bucureșteni. Dacă bucureștenii vor decide altceva, e foarte bine și respectăm asta. Dar relația atunci, cu Traian Băsescu, faptul că Traian Băsescu este nașul de cununie al candidatului PSD-PNL. Deci,